Diversificarea este un proces de descoperire fantastică pentru copil. Pentru un copil alaptat exclusiv la sân, începe la 6 luni împlinite, adică când începe a 7-lea lună de viață. Pentru un copil care a primit lapte praf înainte, se poate începe un pic mai devreme, adică la 5 luni împlinite. Dar trebuie să aveți grijă să lăsați fiecare copil să descopere la ritmul propriu. Să nu vă stresați, să nu îl împingeți, să nu îl forțați, pentru că, oricum, până la 9 luni împlinite, copil primește încă 90% din tot ce îi trebuie din lapte matern. Respectați ritmul copilului. Mulțumesc, Claudia! Într-adevăr, ăsta este principalul lucru pe care l-am avut în minte atunci când am început diversificarea alimentației fetiței mele. Și noi, ca adulți, am fi foarte fericiți să fim respectați. Pentru astăzi o să pregătesc o supă cremă de cartofi cu usturoi. Este o rețetă pe care noi o recomandăm pentru copilași bebeluși începând de la 9 luni. Ingredientele acestei rețete sunt următoarele: 6 cartofi, 3 morcovi, o rădăcină de pătrunjel, o rădăcină de pastârnac, o țelină, o căpățână de usturoi, o linguriță de ulei de măsline și puțin piper, eventual dacă doriți să condimentați supa. Și pentru decor, frunze de pătrunjel. Următorul pas este să pregătim legumele pentru a putea fi puse la fier. În prepararea rețetelor cu cartofi, eu v-aș recomanda ca după ce tăiați cartofii și înainte să-i puneți la fier, întotdeauna să-i clătiți. Astfel veți elimina o bună parte din acel amidon pe care îl conțin cartofii și ei vor deveni mult mai ușor de digerat. Important este ca apa care va rămâne să fie cât mai clară. Acum vom tăia pătrunjelul, rădăcina de pătrunjel și rădăcina de pastârnac. Rădăcinoasele, în general, sunt legume care sunt mult mai bune în perioada de toamnă-iarnă. Eu v-aș recomanda să gustați legumele, astfel încât să nu fiți surprinși de eventuale grimase pe care o să le vedeți pe fața copilului. Țelina este unul dintre alimentele care se introduc la începutul diversificării alimentației unui bebeluș. Este foarte nutritivă, are un gust dulce, ușor pregnant. E posibil ca unii copii să nu accepte acest gust. Vom pune legumele la fiert pentru aproximativ 20 de minute. Este de preferat să le lăsăm să fiarbă la foc mediu, astfel încât și aromele se pătrundă mai bine între ele. Furculița intră ușor în ele, ceea ce înseamnă că s-au fiert. Apa aceasta nu o vom arunca, o vom folosi la prepararea supei creme la consistența dorită. Cât timp se vor răci legumele, vă propun să preparăm niște crutoane. Vom aduce tava în care am pus deja hârtie de copt, pâine și amestecul de oregano uscat și praf de usturoi. Vom lua feliile de pâine și le vom tăia la dimensiuni medii. Acum vom stropi bucățelele de pâine cu ulei de măsline. Uleiul de măsline este un aliment destul de controversat în ceea ce privește, sau uleiurile în general, grăsimile în alimentația copilului, însă eu sunt de părere că grăsimile sunt necesare într-o alimentație echilibrată, atâta vreme cât ele sunt sănătoase. O să stropim aceste crutoane, viitoare crutoane, cu praf de usturoi și cu oregano uscat. Aceste crutoane vor merge la cuptor pentru 15 minute, încins în prealabil la 160 de grade. Cât timp vom aștepta ca crutoanele să se prăjească, vom prepara supa cremă de cartofi cu usturoi. Primul pas este să pasăm legumele, adăugând pe măsură ce pasăm aceste legume din supa obținută în urma fierberilor. Este cazul să mai adaug niște supă, pentru că merge foarte greu. V-aș recomanda să nu pisați înainte usturoiul, pentru că acesta are tendința să oxideze și să se negrească. După ce am adăugat usturoiul și amestecăm foarte bine, adăugăm uleiul de măsline și puțin piper. V-aș recomanda ca în această supă să nu puneți și sare. Rinichii copilului până într-un an sunt foarte sensibili și nu pot
procesa sarea. Crutoanele sunt gata, supa este gata, urmează să ne așezăm la masă. Poftă bună!